Sper că n-am scăzut suprem. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Bine ai venit la un episod de Matchmaking Short în global. Și cum aici la rank mare, provocarea full focus și provocarea să asigurăm globalul cu niște win-uri, știți ce zic? Așa că vă invit să apăsați butonul de like și să salutați algoritmul jos în comentarii cu câte fraguri credeți că facem până la final de meci. 5, ce, 15, 20, cine știe? Hai să ne băgăm. Ăla s-a retras din under, nu te cred. Trebuie să... Mamă, mamă, n-am mai nimerit geamul. Sări dreapta. Mă bate short, Edward. Edward. Mamă, dar ce ne-am potmolit la B așa runda asta. Cred că n-a fost o idee bună asta cu contactul, că au pușat, au văzut că suntem toți la B și după aia s-au rotit toți. A venit valul. Nice try. Încercăm un fast stay așa direct pe pistol. Poate măcar de bombă să... Mamă, e băncuță. One is headshot. Mamă, i-am dat capul ăla, dar erau 3, pa. 3 guys on aid. Mamă, mamă, ce pozică a apucat al meu, adică prea sta pe loc. Bine, Orange! Mamă, dacă avea, cred că 5 gloanțe în plus, era bine să rău de tot. Și a rămas Blue vs 3 oameni, măcar s-au scos acolo două SMG-uri, ce pot să zic. Let's take middle, guys, I smoke top mid. Go fast under. Asta zic frumos, hai că se ducea under domnul Blue, că l-am rugat. Iar noi, haideți să ieșim pe mid să vedem cum stă. Outcon. Watching short. În continuare jucăm cu cel mai urât mouse pe care l-am avut până acum și o să vă și explic de ce am tot zis de sute de ori, ca să nu zic în fiecare episod, de mouse-ul ăsta. Și explicația e destul de simplă, dar haideți să olorim omul din window mai întâi. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Ceea ce... cam greuț, așa ca și task. O să mă opă la așa. Mamă, dar mult ține fratele meu. Window. Las costul nici. Bravo, mă, bro. Băi, deci fiți atenți care e faza. Eu până să-mi cumpăr mouse-ul ăsta, mă jucam mult counter, mult. Sincer, jucam 4, 5, 6, 7 ore pe zi, adică destul de mult, cred. Iar fix când l-am luat, a început o perioadă în care n-am mai avut timp să mă joc atât de mult. Și pentru că n-am avut timp să mă joc atât de mult, de fiecare dată când mă pun la PC să mă bucur de niște meciuri de counter, de wingman, de matchmaking short, de orice, absolut orice, că mă joc pe live, face it, că nu contează, mi-amintesc că e cel mai urât mouse pe care l-am avut, dar totodată cel mai bun, știți ce zic? Și atunci, na, de asta de fiecare dată mi-amintesc de el, pentru că n-am apucat să mă plictisesc de el, că dacă mă jucam prima săptămână vreo 7-8 ore pe zi cu el, cu siguranță după săptămână, gata, uitam eu de mouse, dar efectiv de fiecare dată când mă pun la PC, îmi aduc aminte de el și de asta v-am tot ciclit. Asta este, se mai întâmplă. Ideea e că eu în episoade zic tot ce-mi trece prin minte. Dacă nu vă convine chestia asta, mă, friendos, știți cum zic, butonul de X e sus în colț, omul de pe short stă acolo ascuns, uite mă cât a stat ascuns în colț, cât l-am ținut. Ăsta plantează singur bomba, B, one short, bro. Window, bă, nu e bine, bă, dar de ce a plantat? M-am panicat maxim când am văzut că a plantat bomba singur la B, pentru că nu se face chestia asta. Nu te duci, dacă ai luat un site singur, mai ales versus 5 oameni, nu te-a pus să plantezi bomba. Bă, bune acum, pentru că e foarte risky. Dacă era unul ascuns undeva în spatele site-ului aici, ți-a dat un glut, stă pe ea, are diffuse 5 secunde, a luat bomba, s-a dus runda. Bine, el, o frumos jucat. Bro, dar fraguri facem și noi cam 0-23 și nu se întâmplă nimic pe hartă, nu găsesc să fac și eu un frag să-mi intre și mie. Cum a intrat lui Yellow, de exemplu, că i-a intrat forțiches. Aș vrea să încerc așa ușor către a... Merg ăștia palat? Hai că Blue vine cu mine. Bine, mamă, ce nade. Hai de capul meu. Scos CT-ul, asta zic, mă, în sfârșit. Să înceapă să intre glonțul, asta vreau să văd. Sper că nu era și eu pe sub palat. Pe aici, pe la default, ninja, ceva, chestii. Și by the way, mi-am amintit că mă tot țin, cred că de câteva săptămâni să vă zic, despre noile canale pe care le-am deschis și pe care nu prea le-am pușat așa aici pe canal. Dar vă zic de acum, le găsiți în descriere și în secțiunea canale de pe canal. Iar
Dacă vă pasionează contentul de tech, de motovlog în engleză, tech în engleză și așa mai departe, adică na, tehnologie, vloguri din studio și așa mai departe, produse pe care mi le mai cumpăr eu și mă mai joc cu ele și etc. Vă invit pe canale și... Nu o să zic altceva decât că enjoy the content, guys, na. Am uitat să vă zic de ele, de fapt v-am zis, dar așa, pe aici, pe acolo, nu le-am pușat în episoade ca să zic așa, mamă, și era top mid, m-aș fi făcut 4K, cred, nu? N-aș fi făcut ace dacă îl scoteam și pe ăsta. Pa nu, făceam ace, mamă. Măcar am urcat și noi pe tabelă, știți ce zic? Hai să vedem cum polărim și noi așa, ușor, ușor, ușor către B. Unde? Bine? Sure. Bă, dar ăla de ce e așa, stă cu spatele, hau-hau? Puțin roboțel. One kitchen? Mamă, mai am 9 HP. Și după cum mă mișc cu ținta, se vede că nu prea am urma peste. Both kitchen, last kitchen. Haide, 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 repede la B. Luați site-ul, țineți-l pe ăla, așa, scoteți-l asta, zic 3-3-ul, bine-s. 904 orange, sunt gelos, bro, n-ai cum, vreau și eu. Can you drop me blue behind you? Thank you, bro. Plecarașul la B? Sau ce-a fost asta? You flashed me, bro. Doamne, cu flash de la al meu am reușit să scot omul din short. Nu pot să cred. Doamne, ce flash mi-a dat. Kitchen. Proastă decizie, da. Și dacă nu mă vedea ăla sau îl vedeam eu mai repede prin fum, era tare treaba. Mai făceam un frag. Prea frăgar sunt. Nu e bine. Absolut deloc nu e bine. Sight. Nice, guys. Dacă e 4-3 și dacă facem 5-3, chiar suntem bine-s. N-am ce să zic. Close con. Mamă, uite-l pe ăsta unde stătea. Take it ușor. Jungle. One more on A. Mamă, am crezut că e... cu echipier de-al meu, ăla de la UZ, am în stânga, dar era adversarul, take it ușor. 4-3, dacă luăm și pasta, e absolut genial. 2 versus 2, sunt șanse. Plantează bomba, ăsta ține short-ul. Am un feeling că se arunda, acum nu știu, o să vedem. Nu sta pe fight, bro. Nu sta pe fight. Uite-l, mă. Și unul vine short. Doamne. Nu mai am un feeling că se arunda. De când ăla... asta pe fight, ăla omul din site, vai de capul meu, pa, nu e bine. Ce faceți, mă, voi aici? Un sărut pasional între doi adversari de pe City Side, deasupra bombei care stătea să bubuie. Păreri? Situația la jumătate, 4-4, 8-3-7, frăguțe, e bine că avem steluțe, asta zic, e bine că avem steluțe toți, dacă e. Și mi-am luat def din greșeală că mi-a patinat degetul, mi s-a dus direct pe... Da, hai să nu luăm un smoke, așa. Mi s-a dus direct pe def în loc de armură mică. Asta este, ne jucăm așa, n-are nimic. O să mă duc la palat, poziția noastră, știi ce zic, aici sus și vedem ce se întâmplă. N-aud nimic, pa. Careful, B. Nu s-a auzit absolut nimic, pa, până acum. Ar putea fi și un explode, așa, pa. Dar nu. Sunt la B. Și cred că cu tot cu bombă. One jungle. Bombei. Or not. Ba, s-ar putea să fie bomba ascunsă să nu meargă pe one short. Mamă, nu trebuia să mă rotesc. Bomba e pa, da, nu trebuia să mă rotesc. Dar am văzut 3 oameni care intră așa legat pe B, am zis că how. Și ăla era la noi în junglă, cu omul meu pe tichet acolo, care parcă ținea ceva, nu? Ținea spre con sau, mă rog. Mamă, suntem 3 cu MP9 pe site. Con. Bun. Con out and one, I think jungle. Two in front of con and one was con out. Gata, se duc la B sau? Au.
Bă, asta a fost dureroasă. Trebuie să facem ceva să câștigăm meciul ăsta, sincer să fiu, și nu prea știu ce putem face în momentul de față, că n-avem bani. Goico, guys. Le mai dăm și runda asta și hau-hau, știți ce zic? Let's green a drump, guys. Dacă se nimerește să vină cineva pe rampă și le dăm neighbor-urile astea, mama, a dat prea devreme, bă, al meu. Mult prea devreme. Tu, guys, ramp. S-a tras, minus 63. Bă, măcar am dat ceva de meci. Scoate-l meu acum easy cu MP9-le, bun. Mamă. S-a întors. 3 versus 1. Hai că se poate. Nu, nu pe rând. Mamă, mamă, mamă. Hai că e bine. 6-5, rundă de eco. Suntem bine. Mi-aș lua polar. Am făcut prostia, gata, mi-am luat polar. M-am văzut cu bani și n-am rezistat. I go pick Conielo. Ia. Hai să vedem dacă ne intră. Mamă că ești după smoke. Top in box. Mamă, mamă, complicat. A trebuit să-i trag prin perete. No, mamă, am tras în urma lui. Nu mă așteptam să fie sub geam în colț, sincer, dar n-am ținut și n-aveam info de la under, trebuia să mă aștept. Ia să vedem, yellow cu orange, 2 versus 1, bomba la B, bă, orange, hai bro, n-ai armură, da? It's kitchen. Bro, se mișcă mult prea slow oamenii mei și n-avem def. Bine, bine. Nu te cred, avea timp. Nu începuse melodia, cred că avea timp. O să număr secundele când editez clipul. Aoleu. Nu pot să cred că le-am dat runda asta. Nu pot să cred așa ceva. Băi, cât noroc au. Can you drop orange? Mamă, orange e AFK, bro. Orange drop, please. Drop, please. Thank you. Mamă, mamă. S-a dat smoke la scări. Short pushing. Mamă, trebuie să-l ajut pe ăsta al meu pe short la Tetris. S-a dat în spate. Ăștia pușează midu. Careful short in smoke. One was pushing short. Sau l-au scos. Palasuan. Mi-e frică de mid-ul ăla, mă. Mi-e foarte frică de mid. Las palas. Hai că se aruncă de tot dacă o jucăm așa. Aici stau, țin la palat și după aia o să mă întorc spre rampă pentru că poate să vină rampă. Dar și verde ține palatul. Nu e bine. Ma. De ce te anunți, bro, că vii aproape? Palas, palas. Mamă, nu te cred, mă. Am tras eu gen de reflex că m-am speriat de pe scară. Nu trebuia să trag. N-aveam... Mamă. Nu trebuia să trag, dar am zis că se întoarce pe mine direct. Că sunt unii care... Dacă joacă Full HD, cred că sigur te văd. S-ar putea și pe 4x3 și atunci dacă s-a întors pe tine, nu mai ai nicio șansă. Și am zis că na, trag. Bine, am zis. A fost o reacție, n-am zis că trag. Nu, n-am gândit-o extrem de mult, n-am calculat-o prea mult. A fost reacția mea, gen, l-am văzut, trag, hau. 3 runde și se câștigă meciul. Ramp out, Tetris. Bro, cum? Măcar sunt 4v1. Opa, palat. Mamă, s-au scos între ei, l-a scos yellow pe orange. Drop one please, bro. No, I got, thank you. 8-7, am asigurat egalul, 9-7, am câștigat și meciul. Let's go. Ia. Yeah. Mamă, cum a fost nade-ul ăsta. Mamă, zici că ne-am înțeles? Să dăm amândoi deodată. Nu e bine. Under window. Am fugit. Mamă. Nu.
Am zis că îl prind pe ăla jos la con, dar era deja băgat în con, iar de ăla din top mid m-am speriat, am aruncat runda, nu te cred. Trebuia să stau ascuns. Bine, acum nu știu dacă pușeau amândoi și eu jucam slow, rămâneam ultimul sau nu știu, îmi dădeau push, poate mă scoteau. În orice caz, are șanse blusul, are aca, are, avea armură. Mamă, și-au asigurat egalul. Sper că nu ieșim pe minus meciul ăsta, mă. Sincer să fiu. O să-mi iau un molly pentru rampă și atât. Aia e, ai molly rampelo. Primit drop. MP7 de asta cu care nici nu știu să trag. E ok. Top mid ceva are M4. Mamă, îmi reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage. Cu codul AMFLASH, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de la maxim. Și let's hope for the best aici. Și a bomba e la B. Opa. Bomba Biaps. O fi căzută. Mam. Dacă apucam să-mi bag în colțul ăsta, era minunat. Careful city yellow. Careful city yellow. Can be from city. Mam. Window. Ce naiba, mă. Am zis că au plecat pe site. Mamă, cum a fost meciu. Băi, nu te cred că s-a pierdut, dar s-a pierdut. Am și greșit-o, mă simt prost, dar bine, n-are sens să mă simt eu prost, că e normal să mai greșești, să faci chestii mai proaste într-un meci. N-ai cum să joci perfect în fiecare rundă, gen când am ieșit pe mid și așa mai departe. Dar, mamă, sper că n-am scăzut suprem. Ah, măcar atât. Măcar nu e sistemul ca la Wingman. Să pierzi un meci, să-ți dea de rank. Știți că acolo e nasoală rău treaba. Și am picat cu lem în echipă, dar am fost 3 global. Ceea ce e semn bun, înseamnă că win-urile alea din episoadele anterioare au asigurat așa cât de cât globalul. Ceea ce la naos. Da, cum spuneam, o să încerc să fac cumva să nu-mi pară rău că am făcut pic pe mid sau că nu știu ce greșeli mai fi făcut eu prin meci. Că totuși am fost acolo destul de sus pe tabelă, n-am împins-o de jos în sus, știi ce zic? O zic mai bună, meciul mai bun decât ăsta, eu am fost Flash. Pa!